cursul oficial este, de fapt, oglinda pieței. Banca Națională a Moldovei nu stabilește cursul leului. Banca Națională a Moldovei ce face? Îl calculează. Îl fixează în baza tranzacțiilor reale din piață. Ce factori au totuși o influență asupra cursului din piață? Criza COVID, de război din Ucraina, criza energetică. Au fost câțiva ani foarte intenși. Instrumentele aplicate de Banca Națională ne-au permis să nu admitem fluctuații excesive a cursului. Ce sunt rezervele valutare? În cazul nostru, active investite în practic cele mai sigure instrumente din piață. Ce comportament al cetățenilor în raport cu banii lor ar fi astăzi indicat? Să cheltuie sau să economisească? Important ca populația să acționeze prudent și să-și facă economii. În ce valută? Gestionarea așa-numitului riscul valutar, să facem economii în valuta în care să-i cheltuim pe viitor. Cetățenii ar trebui să se îngrijoreze? Nu. Cu ce se ocupă departamentul pieței financiare pe care îl conduceți dumneavoastră în Banca Națională? Ce face de fapt acest departament și ce procese în mod special influențează? Probabil denumirea departamentului spune că este legat de piețe. Departamentul pieței financiare are trei direcții sau trei activități principale. Sau eu aș vrea să le menționez. Prima este implementarea politicii monetare. Deci noi, prin instrumentele deținute de către Banca Națională, implementăm deciziile de politică monetară. Și ele sunt diverse, atât operațiuni de piață deschisă, operațiuni legate de rezerve obligatorii, analiza pieței valutare, toate aceste activități sunt direct legate de implementarea politicii monetare. O altă categorie sau o altă activitate foarte importantă este gestionarea rezervelor valutare. Deci avem o echipă dedicată gestionării rezervelor valutare care cuprinde tot spectrul de activități, începând de la emisiere, gestionarea riscurilor și de conturi. Și o a treia activitate tot importantă, putem numi sugestiv activitatea în calitate de agent al statului în contextul emisiunii valorilor mobiliare de stat și tot ce ține de deservirea operațiunilor valutare pentru guvern. Cam astea sunt principalele activități ale departamentului. Vorbim cu dumneavoastră după, într-un moment interesant, ne aflăm nu la capătul, dar într-un moment în care au fost mai multe crize suprapuse cu care s-a confruntat Republica Moldova, regiunea, întreaga lume. Cum ați definit dumneavoastră provocările de bază pe care a avut să le facă față subdiviziunea dumneavoastră? Cum au fost, de fapt, acești câțiva ani de crize suprapuse pentru echipă? Au fost câțiva ani foarte intenși. Și cred că nu doar pentru departamentul nostru, pentru toată instituția, pentru BNM. În situațiile astea, de regulă, provocările principale pe care eu le văd este să înțelegem ce se întâmplă în economie și în piață, pentru a ține așa mâna pe puls și să fim gata să aplicăm instrumentele necesare pentru a diminua efectele crizelor, pentru a nu crea panică, pentru, într-un fel, a acționa anticipativ. Provocarea principală este să înțelegem ce se întâmplă în piață și să nu acționăm întârziat. Banca Națională a Moldovei, echipa dumneavoastră, departamentul dumneavoastră, are motive de mândrie pentru felul cum a procedat, cum a ținut mâna pe puls, cum ziceați mai devreme, în această perioadă? Cred că da. Probabil în cazul ăsta trebuie să fim puțin mai modești, dar eu aș spune că da. Noi avem, în general, la BNM o echipă consolidată de profesioniști care pe parcursul, de la crearea Băncii Naționale din 1991 până în prezent, au acumulat suficiente cunoștințe și suntem gata să facem față la crize similare care am avut în ultimii 3 ani.
Leul moldovenesc a dat dovadă de rezistență în aceste șocuri. Pandemie, război, toate crizele care au fost legate de acest război, costul energiei, costul alimentelor. Cum se explică, de fapt, tăria leului? Dumneavoastră, cum ați explica-o? Este un rezultat al activității noastre și al faptului că avem un nivel adecvat al rezervelor și suntem gata să intervenim în piață când este nevoie. Trebuie să recunoaștem cu dumneavoastră că cetățenii sau cei mai mulți dintre ei cred că Banca Națională este cea care stabilește cursul leului, raportul acesta al leului față de alte valute. V-aș întreba acum cum arată evaluarea corectă a rolului BNM, rolul pe care îl joacă Banca Națională în ceea ce ține de cursul leului. Ce face, de fapt, Banca Națională? Eu aș începe de la ceea că cursul oficial este, de fapt, oglinda pieței. Noi avem un curs oficial care reflectă rata reală din piață. Deci, în reglementările existente la Banca Națională, putem vedea că, de fapt, cumulând informația din piață despre tranzacțiile reale pe care le fac băncile, conform anumitei proceduri, noi calculăm cursul oficial. Și noi o facem la moment față de dolarul SUA. Deci, până sau în ziua curentă, tranzacțiile făcute de către bănci. Și aici avem două piețe, putem să spunem, despre piața băncilor cu clienții și piața băncilor între ele sau interbancară. Toate aceste operațiuni se raportează băncii naționale. Noi facem un calcul al cursului mediu ponderat. Ei nu o să vin cu detalii tehnice cum exact el se calculează. Atât v-aș întreba, e complicată această formulă? Nu este complicată. Noi calculăm un curs mediu ponderat la cumpărare, un curs mediu ponderat la vânzare și o medie simplă între aceste două rate și avem cursul oficial. Dar menționez că este vorba despre cursul leu-dolar. Deoarece, și o să vedeți asta și în alte țări, nu este posibil sau este contraproductiv ca Banca Centrală să fixeze cursurile pentru toate valutele. De regulă se alege valuta cea mai utilizată sau una din cele mai utilizate. Se calculează cursul monedei naționale față de această valută, iar ulterior se aplică ratele de piețele internaționale la cursul respectiv și se calculează cursul, în cazul nostru, leului față de alte valute, multiplicând cursul de un dolar față de celelalte valute. Ca exemplu, pentru euro, astăzi probabil cursul este 1.05-1.06, se mulțește acest 1.06 fixat la ora 2, la cursul oficial care va fi calculat de către Banca Națională în baza rapoartelor de la bănci. Și același procedeu se folosește și pentru alte valute, circa 39, dacă nu mă greșesc la număr. Cetățeanul, când intră pe site-ul Băncii Naționale și vede un curs anumit, ce trebuie el să înțeleagă? Ce este asta? El trebuie să înțeleagă că acest curs este rata pe care băncile, și vorbim doar de cursul leu-dolar, pe care băncile licențiate, îl tranzacționează cu clienții săi în ziua respectivă, de fapt în ziua precedentă. Și el însă este important de menționat că ratele pe care Banca Națională le publică sunt doar niște rate informative utilizate în scopuri contabile. Ele nu reprezintă un reper pentru tranzacții reale. Deci un cetățean, dacă se pornește să caute în piață acest curs pentru anumite tranzacții de schimb, face greșit. El ar putea să găsească un curs similar, dar asta este influențată nu de rata oficială propriu-zis, dar de nivelul pieței sau de cum percepe piața, la ce nivel se tranzacționează la anumită rată în anumită zi. Piața nu este obligată să-i ofere cetățeanului sau agentului economic o rată similară cu cea a cursului oficial.
Vă rog să continuați propoziția. Banca Națională a Moldovei nu stabilește cursul leului. Banca Națională a Moldovei ce face? Îl calculează sau putem să spunem îl fixează în baza tranzacțiilor reale din piață. Deci nu este un rezultat a unui algoritm sau al unei curbe, este un rezultat al cererii și ofertei de valută. Și el plus minus corespunde cu ceea ce e pe piață. El de fapt reflectă ceea ce a fost în piață până în amiaza zilei de astăzi. De exemplu, ca să fie mai reprezentativ, noi folosim volumul tranzacțiilor în decurs de 24 de ore, de la ora 12:30 ziua precedentă până la 12:30 ziua curentă. Acesta este intervalul în baza căruia Banca Națională calculează cursul oficial. Să continuăm, domnule Savin, și v-aș întreba acum ce factori au totuși o influență asupra cursului din piață. Altfel spus, cum arată motivele într-o succesiune, aș vrea, de la esențiale spre mai puțin importante, din care leul se poate aprecia sau, dimpotrivă, se poate devaloriza? Este o întrebare destul de complexă. Eu o să încerc să nu vin cu detalii tehnice, dar să explic în general cum are loc acest proces. Valuta străină este ca și o marfă, deci are un preț și cumpărătorii și vânzătorii influențează prețul această marfă. Când este o cerere sporită de valută în piață, rezultă că avem mai mulți cumpărători. Și normal că încercăm să înțelegem ce factori influențează în cazul în care avem cerere sporită. Și aș împărți factorii legați de cursul valutar în două categorii, în factori economici și non-economici. Dacă ne referim la factorii economici, aici e important să menționăm că pe parcursul unui an calendaristic avem diferite perioade, avem sezon rece, vara când se consumă mai puțin energie, când avem mai multe remitențe. Și acești factori economici pot fi iarăși împărțiți în două categorii, factori sezonieri și nesezonieri. În analizele pe care noi le facem, vedem o proiecție a factorilor sezonieri, de exemplu, iarna când consumul de energie electrică, de energie în general crește, este o cerere sporită de valută, aceasta de regulă duce la o depreciere a cursului, deoarece crește cererea, crește prețul. În categoria acelor factori sezonieri care influențează în apreciere, am putea vedea exporturile, de exemplu, exportul de produse cerealiere în vară-toamnă anului sau perioadele de vacanță, când remitențele cresc, atunci avem o ofertă sporită de valută și de regulă în aceste perioade se poate observa o apreciere a cursului. Deci, ăștia sunt factorii sezonieri. În categoria factorilor nesezonieri ar fi orice factori care duc la cerere sau ofertă de valută suplimentară. De exemplu, în cazul în care cresc anumite transferuri, granturi, credite, etc. în piață, apare o valută suplimentară spre vânzare. Acesta este un factor de apreciere, deoarece crește volumul de ofertă. De ce nu și deciziile de politică monetară sunt tot niște factori economici nesezonieri? Dacă să vorbim despre factorii non-economici, aici putem vorbi în special de așa numitele efecte unice sau crize, mini-crize. Vorbim de criza COVID, de război din Ucraina, criza energetică. Cam acești factori, cam toți s-au creat la anumite etape în ultimii 3-4 ani deficit sau cerere sporită de valută. Respectiv, vedem și o traiectorie mai spre deprecierea cursului. Unii s-au mirat că nu a fost deprecierea mai mare. Noi, n-aș spune că suntem surprinși, dar noi suntem mulțumiți de faptul că instrumentele aplicate de Banca Națională
ne-au permis să nu admitem fluctuații excesive a cursului. Respectiv, nivelul rezervelor pe care îl deține Banca Națională a demonstrat că este adecvat și ne poate ajuta în situații de criză, în special în contextul operațiunilor valutare sau cursului de schimb. Acum, în ce fază ne aflăm? Iată, momentul, începutul toamnei 2023. Anul ăsta este un an specific și o să intru puțin în detalii aici de ce e specific, deoarece s-a schimbat puțin așa numit factor principal sezonier legat de resurse energetice. După cum știm cu toții, s-a schimbat puțin procesul de import sau de achitare a gazelor naturale. Dacă anterior, principalul operator de care livra gaze naturale, Moldova Gaz, era un cumpărător de valută în piață și el crea la rândul său cereri în sezonul rece, anul ăsta puțin s-a schimbat lucrurile. O parte din gazul natural a fost procurat prin intermediul așa numitului credit obținut de la BRD. Respectiv, o parte din valută nu a fost procurată din piață, a fost achitată direct de către BRD, care ulterior a fost procurată și plătită BRD-ului în calitate de rambursare a creditului. Păi factorul ăsta și ne-a creat pe parcursul primului semestru o apreciere a cursului. Deci noi am avut o apreciere până în iunie anul curent. Iarăși, bine mi-a având o oportunitate să procure valuta excesivă din piață. Începând cu luna iulie, cursul sau piața este într-o corecție. Din punctul nostru de vedere, o corecție care nu se încadrează în limitele normale a fluctuației. Nu vedem careva riscuri pe partea evoluției ulterioare a cursului. Această schimbare despre care dumneavoastră vorbiți e de rău sau de bine? Pentru noi, iarăși, important este să înțelegem procesele în economie, cum am spus la început. În cazul în care noi și participanții pieței vor cunoaște această informație din timp, atunci piața se va ajusta și va fi benefic. Orice informație care este cunoscută de către piață, piața se ajustează și respectiv, când există informații sau acces la informații, participanții pieței se adaptează, inclusiv Banca Națională tot. Panica. Cât de mult vă sperie panica și cât de mult influențează lucrurile panica? Panica este, putem să o încadrăm în categoria factorilor neeconomici, deoarece ea este un element care vine atunci când populația în special, cât și business, agenții economici, reacționează emoțional, de fapt, la ce se întâmplă în piață. Noi am avut câteva elemente de panică anterior, vorbesc despre criza din 98, despre criza din 2015. Atunci Banca Centrală a venit cu un mesaj clar că persoanele fizice sau populația, cât și agenții economici, să nu ia decizii pripite, dar să aștepte ca piața să se calmeze și apoi să decide ce să facă, să cumpere sau nu, în special să cumpere valută sau nu. De ce noi venim cu această recomandare? Este din cauza faptului că la orice fluctuații excesive a cursului, de regulă, urmează o corecție. Și foarte des se întâmplă cazuri când populația pur și simplu pierde mulți bani din cauza că acționează emoțional în situații de panică. Cetățenii din acest spațiu sunt, se pretează panicii frecvent? Noi toți, într-un fel, suntem oameni și în cazul în care vedem că lucrurile se derulează cu pași rapizi, deseori ne aliniem panicii. Părere de rău, așa este. BNM cum procedează de obicei? Așteaptă ca panica să treacă
sau intervine într-un fel anume ca să calmeze panica? Eu aș spune că noi încercăm să acționăm până se crea panică, dar deoarece orice criză diferă sau are o formă diferită de la o criză la alta, în cazul în care apare efecte date, noi acționăm prin instrumentele noastre la maxim pentru a calma situația. În cazul cursului valutar, crizele anterioare au arătat că BNM a fost nevoită să intervină în piață cu tot instrumentariul legat de operațiunile valutare, sau în cazul nostru, intervențiile valutare, pentru a nu admite crearea unei panici și mai mari în piață, deoarece au desferit toți în cazul unei panici date. Să vorbim acum un pic despre previziuni. Eu am să vă întreb în felul următor. Dacă economic Moldova se va descurca conform previziunilor care există de la Ministerul Economiei, de la FMI, de la Banca Națională, tuturor acestor previziuni, încotro va merge cursul? Eu nu cred că cineva în Republica Moldova știe care va fi cursul chiar și mâine. Deci cursul o să fluctueze conform tendințelor pieței. Însă ce pot eu să spun, că dacă se vor adeveri prognozele, mă refer la o creștere economică, la o inflație în coridor, nu vedem riscuri ca cursul oficial sau cursul valutar să evolueze cu volatilitate sporită. Deci el la fel se va stabiliza și va crea premize pentru această dezvoltare. Personal, vă uitați cu încredere în viitor? Da, eu sunt optimist de fire și eu, chiar dacă regulatorii sau băncile centrale trebuie să fie mai pesimiste și mai conservatoare, BNM este pregătită pentru a face față șocurilor. Și iarăși o să repet, atât nivelul adecvat al rezervelor, cât și lecțiile învățate în trecut o să ne ajute să depășim pe viitor șocurile date. Să examinăm câteva exemple acum, domnule Savin, ele provin din viața reală. Dacă, de exemplu, se observă un exces de valută în piață, cum acționează, de fapt, Banca Națională? În cazul în care este un exces de valută, cum am menționat și anterior, probabil factorii care țin de oferta de valută se prevalează celor care țin de cerere de valută. În mod normal, ar fi un trend de apreciere a cursului. În cazul în care acest trend nu creează riscuri pentru Banca Centrală în atingerea obiectivelor, cel mai probabil Banca Centrală nu va face nimic. Și noi vedem că sunt situații când cursul se apreciază din cauza ofertei sporite, însă Banca Centrală nu intervine. Însă dacă această ofertă sau exces de valută creează volatilitate sau fluctuații excesive în piață, conform cadrului existent, noi suntem nevoiți să intervenim prin cumpărare. Deci noi intrăm în piața valutară ca un participant și facem intervenții de procurare a valutei străine de la bănci. Intervențiile se fac doar atunci când fluctuațiile sunt mari. Atunci Banca Națională intervine cu bani de rezerva de stat. Când vorbim despre exces de valută, asta înseamnă că este în piață valută străină surplus. Deci Banca Națională intervine și procură valută în rezerva de stat. În urma acestor intervenții, rezervele valutare cresc. Un alt exemplu. Iarna, de exemplu, s-a consumat o cantitate de gaze naturale. Vine momentul când trebuie plătite, se plătesc în dolari, nu sunt suficienți în piață. Ce face Banca Națională? Răspunsul este la fel ca și în întrebarea precedentă. În cazul în care aceste fluctuații nu sunt excesive, nu avem o volatilitate mare, piața se descurcă. Și se descurcă anume din cauza faptului că băncile au capacitatea de a tranzacționa în nume propriu. Probabil e cazul să vorbim despre niște depoziția valutară. Băncile pot să cumpere și să vândă valută în cont propriu.
și la asta și o fac. Ele nu, excesul de valută nu îl vând obligator băncii centrale. În cazul în care este cererea respectivă și băncile nu se descurcă sau asta creează volatilitate în piață, Banca Centrală intervine prin vânzări de valută și aici noi, într-adevăr, vindem valută din rezervele valutare. Dar când apare, de exemplu, o știre care a circulat la un moment dat în spațiul public, câteva sute de mii de dolari s-au evaporat din rezerva de stat. Dumneavoastră personal, ca specialist, la ce vă gândiți? Noi încercăm să fim transparenți în privința dată și lunar noi publicăm chiar un comunicat detaliat despre cum au evoluat rezervele în luna precedentă. Deci cu un interval de 7 zile calendaristică din lună, deja este comunicat, publicat pe pagina web. Vreau să menționez că fluctuația rezervelor poate avea loc nu doar din intervenții de vânzare, că probabil asta ar fi, ele pot apărea în urma plăților făcute de către Banca Națională în numele Guvernului pentru deservituri externe. Dar ele pot veni și de la diferență de schimb valutar. Compoziția rezervelor este nu doar dolar SUA. Noi avem rezerve dolar SUA, euro, lire sterline și alte valute. O fluctuație a euro-dolar pe piețele externe, de exemplu, o depreciere a euro față de dolar, diminuează automat și echivalentul rezervelor în dolari SUA, dar noi, la moment, publicăm statistica rezervelor valutare în echivalentul dolari SUA. Deci diminuarea aceasta poate avea loc și în urma fluctuațiilor pe piețe externe. Și o să dau un exemplu. Având circa 5 miliarde de dolari SUA, spre să spunem că 20% sau 1 miliard din ele spin euro, fluctuația euro de la 1,06 la 1,05 ar putea să diminueze rezervele sau să crească rezervele cu circa 10 milioane de dolari. Important e să vedem magnitudinea acestor devieri, nu atât faptul că s-au diminuat sau au crescut. Cetățenii ar trebui să se îngrijoreze? Nu, deoarece în cazul rezervelor valutare noi avem sau în practica internațională sunt anumiți indicatori de suficiență rezervelor. Și cum am menționat bine în diferite rânduri, noi avem, conform acestor calcule, un nivel adecvat al rezervelor. Dacă să vorbim despre indicatorul așa numit Arametrix, noi chiar suntem peste limita recomandabilă și avem un nivel al rezervelor mai confortabil decât țările din regiune sau Georgia sau Armenia. Asta nu ar însemna că este neapărat benefic. Lucrul ăsta a fost menționat inclusiv de către guvernator că nivelul înalt sau prea înalt al rezervelor are și în spate și anumite elemente negative. Cel apare în bilanțul Băncii Naționale prin procurări sau prin emisii directe de lei. Având un nivel înalt al rezervelor, noi, într-un fel, creăm probabil o mică problemă ca să gestionăm acea lichiditate în lei care este emisă în piață. Dar răspunsul este că pentru astfel de fluctuații nu ar trebui să-și facă griji. Chiar și în 2022, când BRM a intervenit comparativ cu anii precedenți, destul de mult, noi nici pe departe nu am ajuns la nivelul critic al suficienței rezervelor. Să concluzionăm, domnule Savin, intervențiile BNM în piață, cum le-ați defini, în ce scop se fac ele? Scopul de regulă are, sau ele pot fi făcute din două motive. Unu, este și principalul scop pentru a atenua volatilitatea sau fluctuațiile excesive a cursului, în cazul în care ele ar putea dăuna obiectivului fundamental. Și doi, în cazul în care o bancă centrală sau are insuficiente rezerve, pentru a-și completa rezervele, ca să poată asigura un echilibru pe viitor. Adică un nivel adecvat al rezervelor se asigură prin intervenții în cazul în care nu este adecvat, în cazul în care este mic.
Și o altă concluzie pe care vreau să vă cer, ce sunt rezervele valutare? Ce rol au și cine le gestionează? Probabil aici o să dau denumirea generică. Rezervele valutare sunt active externe, deținute de Banca Centrală, controlate de Unitatea Monetară de Banca Centrală, utilizate pentru a interveni în piață în cazul în care este nevoie. Așa, o explicație simplă. De ce am accentuat că ele sunt externe? Ele nu pot fi menținute în interior sub formă de bancnote sau plasamente în bănci locale, trebuie să fie în afara sistemului. Ele, în cazul nostru, sunt active, investite în practic cele mai sigure instrumente din piață. Circa 80% din rezerve sunt investite în valori mobiliare, în valută străină, emise de autorități suverane, de guverne, cum ar fi Statele Unite, Germania, organizații internaționale, așa numite agenții multilaterale. BNM gestionează aceste rezerve conform celor mai bune practici, deoarece pe parcursul ultimilor 30 de ani procesul de gestionare a rezervelor s-a acordat o atenție sporită. Noi vorbim despre active în volume foarte mari, de circa 5 miliarde de dolari. Respectiv, aceste procese trebuie să fie bine structurate, cu un nivel al de gestionare riscului adecvat. În spate vând comitet de investiții, inclusiv deciziile strategice sunt luate de către comitetul executiv. Deci, cam asta e pe scurt. Aceste rezerve sunt gestionate în cadrul departamentului nostru și sunt investite în conform cerințelor legii, în instrumente foarte sigure, în primul rând, foarte lichide. Și numai asigurând siguranța și lichiditatea, noi deja încercăm să obținem și profiturile din aceste rezerve. Când auzim politicieni zicând, facem cu rezervele una, facem cu rezervele alta, de ce nu este bine să vorbească politicienii așa despre rezerve? Politicienii vorbesc și nu doar în Moldova, încearcă să sau văd aceste active ca pe o sursă suplimentară de venit, dacă așa să vorbim, eventual pentru investiții, însă rezervele valutare nu pot fi folosite în alte scopuri decât cele menite. Și aici, principalul risc care este în cazul în care rezervele ar fi folosite eventual pentru creditarea guvernului, ar fi că ele creează, în primul rând, probleme politice monetare. Asta ar însemna că o parte din ele, sau chiar toate, vor fi convertite în monedă națională și această emisie va crea probleme cu prețurile, o emisie neacoperită de lei. Un alt element ar fi că cheltuirea acestor rezerve în alte scopuri ar da semnale negative pieței și partenerilor. Și un nivel neadecvat al rezervelor creează incertitudini sau așteptări negative din partea investitorilor. Este important să menționăm că investitorii, când vin în Moldova, se uită și la capacitatea băncii centrale de a gestiona șocurile valutare. Deci scopul investitorilor este ca să-și recupereze investițiile și să obțină profituri. Respectiv un nivel neadecvat al rezervelor, ar crea impedimente cu investitorilor. Ideea aceasta, domnule Savin, că există foarte multe lichidități pe piață în acest moment, dumneavoastră cum o priviți? Bine, mie, ca să nu admit că aceste lichidități creează presiune pe prețuri, folosește instrumentele sale de a le steriliza, de a scoate excesul ăsta de lichiditate din piață și noi o facem prin două metode. Unul din cel mai eficient metodă este prin așa numită norma rezervelor obligatorii. Deci noi la moment avem o normă destul de înaltă, de circa 34% din obligațiunile sau din datoriile băncilor în lei moldovenești.
34% dintre aceste obligațiuni sunt parcate la Banca Națională. Pe lângă aceste rezerve obligatorii, noi săptămânal organizăm licitații de sterilizare a lichidităților. Deci oferim participanților, doar băncilor în cazul dat, posibilitatea să investească excesul de lichiditate la rata de bază la Banca Națională. Noi atragem aceste resurse și le plătim lor o dobândă. Deci, prin acest instrument, care este costisitor pentru Banca Centrală, încercăm să nu admitem în situațiile când nu este necesar ca ele să creeze probleme suplimentare prețurilor. Deci, răspunsul la întrebarea de ce face Banca Națională asta ar fi? Deoarece obiectivul băncii centrale este menținerea stabilității prețurilor. Celor nemulțumiți de aceste rate, cărora li se par prea înalte, ce le-ați spune? Noi ne dorim procese economice corecte și o inflație în coridor pe termen mediu și lung. Un alt subiect, domnule Savin, cum spuneați și dumneavoastră mai devreme, rezerva BNM e formată din dolari americani, în mod special. Moneda de intervenție pe care o folosește BNM este dolarul american, respectiv și moneda de referință este dolarul american. Oportunitatea aceasta de a trece de la dolar la euro ca valută de referință, ce avantaje ar avea sau dezavantaje? Aveți dreptate. La moment, o parte mare din rezervele valutare sunt constituite în dolari, dar în componența rezervelor este și euro. Noi la BNM facem sau permanent analizăm situația care ar fi, în primul rând, structura optimă a acestor rezerve. Noi avem un exercițiu anual de alocare strategică a activelor în cadrul rezervelor valutare, în care se iau în calcul toate sau o multitudine de elemente legate de structura valutară. Deci, aici se vorbesc despre structura valutară a exportului, importului, structura valutară a datoriei externe a statului, inclusiv structura bilanțelor băncilor, deoarece iarăși la bănci depozitele au o structură și la ele. Structura valutară a plăților, pentru serviciile externe, luăm în considerație inclusiv și datoria externă privată. Deci, multitudinea acestor analize este utilizată pentru a decide care ar trebui să fie structura optimă a rezervelor. De aici și probabil când factorii sau când ponderea euro va fi suficient de mare și factorii care ar influența pozitiv trecerea la valuta euro ca valută preferență, probabil Banca Națională să o facă. Este important să menționăm că principalul risc pe care noi îl vedem la moment este inclusiv cum valuta de referință, și aici să vorbesc despre volatilitate, noi fixând sau intervenind în dolari, și lucrul ăsta se observă și din fluctuații, cursul leu-dolar este mai puțin volatil sau mai puțin fluctuează decât cursul leu-euro. Lucrul ăsta, din punctul nostru de vedere, este important inclusiv pentru indicele prețului de consum. Leu-dolar mai volatil, cel mai probabil ar crea probleme suplimentare prețurilor. Aici avem și o asimetrie a cum volatilitatea influențează prețurile. Este cunoscut faptul că dacă cursul se depreciază, el imediat este propagat în prețuri. În cazul în care avem o apreciere, propagarea este mai lentă. Deci acest factor este foarte important. Noi îl analizăm cu atenție și când acești factori pro trecere la intervenții în euro o să prevaleze la asupra factorilor care sunt în detrimentul, probabil BNM o să o facă. O să o fac comunicând, adică nu o să o facem peste noapte, piața va cunoaște acest lucru. Răspunsul la întrebarea de ce BNM încă nu a luat această decizie este? Este că factorii care sunt contra
acestei treceri prevalează asupra factorilor care sunt pentru această trecere. Că ca și cu orice decizie, are atât elemente pozitive cât și negative. Noi le vedem că riscurile de trecere la valută de intervenție euro mai mari decât menținerea lor pentru intervenție în dolari. Pe final am pregătit o rubrică, ca de obicei, tradițională deja pentru podcastul nostru, rubrica despre bani pe scurt. Sunteți gata? Da. Vom începe în felul următor. Leul la 30 de ani, ce apreciere i-ați da? Dacă să comparăm cu valutele din regiune, o valută care a evoluat natural și fără mari fluctuații. Aș da un exemplu din regiune, lira turcească, care s-a depreciat enorm în ultima perioadă. Noi am avut putere să acționăm într-așa fel ca să nu admitem astfel de șocuri. Am auzit experți zicând că e una din cea mai stabilă monedă din regiune. E exagerare? Nu este exagerare, dar aș fi de acord cu această afirmație. În perioada anilor 2015-2018, fluctuațiile care se observau erau mai mari. De vreo 5 ani, experții observă o stabilitate mai mare. Cum se explică? Se explică prin faptul că noi, de pe an ce trece, suntem mai experimentați sau învățăm lecțiile din crizele anterioare. Avem un nivel al rezervelor suficient și pentru a interveni în situații necesare și o politică monetară adecvată care ne permite să nu creăm șocuri suplimentare pe piața valutară. Și să facem mai bine față celor existente. Când vom avea totuși în Moldova un curs stabil, ca de exemplu în Cehia, dacă credeți că trebuie să avem așa? Stabil. Matematic vorbind, nu cred că în Cehia este un curs stabil, dar aș răspunde la întrebarea, dar noi avem nevoie de un curs fix sau stabil? Probabil nu, probabil având un regim de țintire a inflației și o politică monetară independentă, e nevoie ca cursul să se ajusteze la șocuri. Și ajustarea asta, însă ajustarea respectivă trebuie să fac lent, fără fluctuații excesive. Cum influențează fluctuațiile și de ce există ele în mod special? Ele există în special datorită dezechilibrilor dintre cerere și ofertă. Cât este mai mare dezechilibru, cu atât mai mari sunt fluctuațiile. Când fluctuațiile sunt prea mari, sunt mari, banca centrală intervine. Piața are nevoie de fluctuații. Însă aceste fluctuații, cum am menționat, trebuie să fie mici și nu mari. Următoarea întrebare, pe cine bucură un leu puternic? Nu știu dacă o să pot să răspund scurt la întrebare dată și o să încerc să vin cu puțin detalii, dacă îmi permiți timpul. Am menționat anterior că, de fapt, valuta străină este o marfă. Ea se vinde în piață, sunt cumpărători și vânzători. Ca și în piață, cumpărătorul este interesat să procure marfa cât mai ieftină. Și aici avem, în cazul valutei străine, toți cumpărătorii sunt cointeresați să procure valuta ieftină. Și cumpărătorii sunt importatorii de mărfuri și servicii, inclusiv populația fiind importatori de servicii. La polul opus avem cei care vând valuta, exportatorii, inclusiv exportatorii de servicii, cât și beneficiarii de remitențe. Ei doresc un curs mai depreciat, obținând o cantitate mai mare de lei pentru aceeași unitate de valută vândută. Probabil aici trebuie să vorbim și despre, nu doar despre cursul de schimb, dar și despre, probabil, diferențele de curs între, de exemplu, Moldova și partenerii noștri de comerciali, Ucraina, România, Turcia, de ce nu. Și aici apar noțiuni de cursul nominal efectiv, cursul real efectiv. Deoarece același exportator, pentru a vinde o marfă pe piață din străinătate, el are nevoie ca costul acestei mărfi să fie inferioară costului mărfii produs în țara respectivă. Noi am putea să avem, de exemplu, un curs depreciat în termeni nominali, dar să fie apreciat în termeni reali, deoarece în termeni reali se ia în considerație și diferențialul de inflație.
nu doar ratele de schimb. În analizele pe care le face Banca Națională, se atrage atenție foarte mult și la cursul real efectiv. Dacă cursul real efectiv, în comparație cu partenerii noștri, este mai apreciat, aceasta creează probleme suplimentare pentru exportatori și face ca produsele în țările respective să fie mai ieftine în Moldova. Concluzionând, pe cine bucură un leu puternic? Doar pe cei care cumpără valută, importatorii de mărfuri și servicii. Cetățenii, salariații? Da, ei sunt, având salarii fixate în lei și procurând produse, servicii la care prețurile sunt stabilite în valută străină, într-o oarecare măsură ar beneficia. Ce comportament al cetățenilor în raport cu banii lor ar fi astăzi indicat? Să cheltuie sau să economisească? Important ca populația să acționeze prudent și să-și facă economii, dar nu să meargă în extreme. Adică important e să gestioneze veniturile într-așa mod ca să-și creeze, cum și Banca Centrală își creează pernuța asta de rezerve, inclusiv și populația ar fi bine să dispună de anumite rezerve pentru șocurile viitoare. În ce valută? Ideal ar fi și noi, ca regulator, ca Banca Centrală, ca să promovăm politicile noastre ca pe viitor să crească ponderea economiilor în lei. Însă înțelegem că fiecare persoană fizică sau juridică, agenții economici, își gestionează riscul valutar în felul cum o văd ei, respectiv. Foarte des, important e ca gestionarea așa numitul riscul valutar să facem economii în valuta în care să-i cheltuim pe viitor. Dacă o să avem cheltuieli în lei, să economisim în lei. Dacă o să avem cheltuieli în valută, în euro, de exemplu, probabil ar fi cazul să economisim o parte și în euro. Deci aici e vorba de riscul valutar și modul de a înțelege procesul dat de către populație. Mulțumim, domnule Savin, inclusiv pentru acest ultim sfat, care mi se pare foarte util. Mulțumim! Și eu vă mulțumesc!